mâinile, strigând către cel prea înalt și ne-am unit inimile, ne-am lăudat pe Domnul. Haideți să pregătim inimile noastre și pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Deschidem la Cartea Întâi Împărați, capitolul 13, și am vrea să fim cu luarea minte la primele 10 versete. Deschidem la pagina 374 și citim Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Întâi Împărați, capitolul 13, de la versetul 1 și până la versetul 10. După citirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu, vom pleca inimile și prin fratele Ghiță Ciobanu vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu vorbește împotriva altarului, dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. El va junghia pe tine, pe preoții înălțimilor, care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde osăminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn, zicând: Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar, zicând: Prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat după semnul care îl dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu: Roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cere-i să-mi pot trage mâna înapoi. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: Intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: Jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului. Să nu mănânci pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul care venise la Betel. Amin. Fratele Renelu spunea că s-a rugat pentru smerenie. Eu vă asigur că nu m-am rugat pentru smerenie. Și cred că e pedeapsă pentru mine. Câteva persoane mi-au spus că Coca-Cola nu e bună. Și ieri dimineața am băut un pahar de Coca-Cola rece de tot. Și acum văd că nu e bună. Sau mă rog, cea rece de tot nu e bună. Asta lui, așa se întâmplă câteodată. Spunea Elena că am venit în România. Am venit în România. Ea a venit că a vrut, eu am venit că m-a dus. De când am văzut-o, mi-a plăcut de ea. Mi-a fi plăcut să se căsătorească cu mine. A fost, cum se spune asta, univoc. N-a fost biunivoc, nu? Și după 8 ani ne-am căsătorit, dar înainte de a ne căsători, mi-a spus: știi care e cadoul de nuntă pentru tine? Cu biletul în România. Ce mai puteam să spun? De prea multe ori în viață, lucrurile vin la pachet. Și atunci am acceptat pachetul. Am venit în România. Am ajuns să lucrez într-un cer, sau mă rog, în cercuri în care n-aș fi visat niciodată. Nu mi-am imaginat eu că voi avea ocazia să cunosc atâția medici. De când eram în clasa întâia la școală, eram ultimul care eram vaccinat, pentru că speram că până în ultima bancă se termină. Nu s-a terminat niciodată vaccinul și, din nefericire, sala de clasă era la etaj, nu puteam să sar pe geam și să scap. Așa că tot trebuia să fac.
Dar nu mi-a făcut plăcere niciodată să fac un vaccin, să mi se facă injecție, să nu vorbim de luat sânge pentru analiză. Asta e chiar dezastru. Și am ajuns să lucrez cu medici, să mergem prin spitale. Din fericire, lui Elena îi place și îi dau ocazia din plin să meargă și la spitale, să lucreze și cu medici. Când am venit la Cluj, n-am cunoscut nici un cadru medical. Am stat de vorbă cu un frate care lucra la o altă organizație de ajutor umanitar. L-am întrebat dacă știe medici care să fie oameni de încredere și mi-a dat câteva nume. S-au dovedit a fi oameni de încredere. Sunt doar câțiva. Îi număr pe degetele de la o mână. S-ar putea să fiu prea pretențios și altcineva să numere pe degetele de la două mâini sau trei. Eu până acum n-am reușit decât să număr pe degetele de la o mână. Unul dintre ei, primul pe care l-am întâlnit, era un om care se temea de Dumnezeu. Un om care așa de frumos vorbea că dacă nu ai fi știut nimic despre el, ai fi fost gata să dai mâna și să-ți spui pace, frate. Un medic bun, un pionier în mai multe tipuri de operații, spre sfârșitul vieții a scris o carte despre Biblie. Așa de mult m-aș fi bucurat să nu aflu niciodată despre această carte pe care a scris-o. Abia după ce am citit cartea, mi-am dat seama că, deși părea a fi un om temător de Dumnezeu, nu îl cunoștea pe Dumnezeu. A început să compare Biblia cu știu eu câte cărți așa numite sfinte, de ale indienilor, de ale chinezilor, de ale japonezilor. Varză a făcut din tot. Un om. Ce înseamnă un om? Dacă vă uitați aici la titlul pe care l-a dat cel care a pus titlurile în capitole, mi se spune un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu mai mult decât un om? Ar trebui să fie. Ne așteptăm ca toți în jurul nostru să fie oameni. Și vă spun ceva ce cred că ați aflat deja. Toți se așteaptă ca noi să fim oameni. Dar trebuie să fim mai mult decât oameni. Să fim oameni al lui Dumnezeu. Aici scrie un om al lui Dumnezeu. O cu literă mică, Dumnezeu cu literă mare. E bine așa. Ca nu cumva să încurcăm om cu literă mare cu Domnul Iisus. Pentru că e vorba de un om. Un om ca și noi. Un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-o vreme foarte grea pentru poporul lui. Dumnezeu i-a scos din Egipt. I-a dus în țara în care fuge lapte și miere, le-a spus cum să trăiască, le-a spus cum să se poarte, le-a spus cum să îi se închine, cum să-l asculte. Nimic din toate acestea nu au făcut cei care trebuiau să le facă. Și vine într-o zi, știi, vrem și noi un împărat. Așa cum vor toți oamenii. N-ar fi fost nimic rău. Samuel s-a supărat atunci și a spus, dar cum? Ca și când pe el l-ar fi îndepărtat. Și spune Dumnezeu, nu. Nu pe tine te îndepărtează. Pe mine. Vor împărat. Vă aduceți aminte cine a ales primul împărat al lui Israel? Samuel l-a poruncat lui Dumnezeu. Deci, primul împărat a fost ales de Dumnezeu. Cum poate să fie un om pe care alege Dumnezeu pentru o anumită lucrare? Altfel decât un om al lui Dumnezeu. Dar a fost până la un punct. Apoi Dumnezeu îl îndepărtează și al doilea împărat al lui Israel. De cine e ales? Tot de Dumnezeu. Acest al doilea a fost un om care a fost după inima lui Dumnezeu. Și vine al treilea împărat. Cine îl alege? Tot Dumnezeu. Când acest al treilea împărat are un vis și le întreabă Dumnezeu ce vrei, el nu cere nici bogăție, nu cere nici faimă, cere înțelepciune.